emisiune electorală de promovare. Bună seara, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedorenii votează, o emisiune electorală de promovare a tuturor candidaților care și-au arătat intenția de a veni în fața dumneavoastră, care au avut curajul de a vă propune noi și noi proiecte pentru a dezvolta comunitățile pe care își doresc să le reprezinte în următorii 4 ani, asta în condițiile în care în data de 9 iunie, zi în care vor avea loc alegerile locale, dar și cele europarlamentare, le veți oferi votul de încredere. Astăzi, în platoul emisiunii noastre, avem o echipă întreagă, dar o să aflați imediat despre cine este vorba. Domnul Dan Bobouțanu, candidatul Partidului Social Democrat pentru funcția de primar al municipiului Hunedoara, este alături de noi. Bună seara, bine ați venit! Sărbunile, mulțumesc pentru invitație! Și spuneam puțin mai devreme că vorbim despre o întreagă echipă sau parte din echipa pe care o prezentați, cu care veniți în fața hunedorenilor, și o să vă dau dumneavoastră cuvântul pentru a vă prezenta colegii, oamenii cu care cu siguranță aveți planuri mărețe pentru următorii 4 ani. An de zile am vorbit despre tot felul de proiecte ale administrației locale. În momentul de față prezint un proiect politic, pentru că acești colegi ai mei fac parte dintr-un proiect politic pe care îl supunem atenție cetățenilor din municipiul Hunedoara. Sunt doar o parte dintre propunerile noastre pentru Consiliul Local. Ca să spun așa, și oameni mai vechi în actualul mandat, dar și oameni noi. Și aș începe din partea mea stânga cu doamna doctor Bianca Farcaș, care este și președinta Consiliului de Administrație a Spitalului din Hunedoara. Da, mulțumesc. Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor. Mulțumesc de invitație. Lângă dânsa este domnul Radu Budaie, managerul Spitalului din Hunedoara. Bună seara! Alături de mine, doamna Maria Cristea, este directorul Colegiului Iancu de Hunedoara, unul dintre cele mai bune colegii de învățământ din județul Hunedoara. Bună seara! Lângă mine avem și oameni tineri. Simona Pascu este pentru prima dată va fi pentru prima dată într-un consiliu local, psiholog de meserie, oameni noi, oameni tineri. Bună seara, mă bucur să vă revăd. Lângă Simona se află domnul medic Cătălin Vasiu, este șeful secției de ATI și sunt convins că mulți dintre cei care ne-au urmărit, i-au urmărit pe dâns și la alte emisiuni ale dumneavoastră, își pun întrebarea de ce prezentăm medici și profesori, pentru că am spus întotdeauna, Partidul Social Democrat are preponderent grijă de aceste segmente importante. Educația o spun întotdeauna pe primul loc, sau dacă vreți, sănătatea, dar nu pe locul 2, la mare concurență cu educația. Deci domnul doctor Cătălin Vasiu. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Și ultimul, dar evident nu cel din urmă, tot pentru prima dată va fi într-un consiliu local, este vorba de domnul profesor Sorin Cimpoca, iarăși hunedorenii îl cunosc pentru că cred că este a fost cel mai longeviv președinte al unui club sportiv din Hunedoara, vreme de 8 ani de zile a condus clubul sportiv Corvino Hunedoara, de la înființarea din anul 2016 până la promovarea în Liga Secundă și în continuare, evident că el se află tot la clubul sportiv. Bună seara, mulțumim pentru invitație. Ne bucurăm să vă avem pe toți alături și în primul rând cred că hunedorenii se bucură să vă vadă și cu siguranță sunt foarte curioși să vadă care este viziunea pe care o aveți pentru municipiul Hunedoara pentru viitor, pentru că ceea ce s-a realizat până acum sunt lucruri care sunt vizibile, sunt proiecte care au prins contur, nu ați fost așa un primar care să vină doar cu niște fotografii în mediul online și randări, să se bucure de popularitate sună. Doar prin prisma faptului că a câștigat un proiect, ați reușit să
și implementați și acei bani pe care i-ați atras din fonduri europene să se reflecte într-adevăr în stradă, cum se spune, oamenii să vadă, să fie ceva palpabil. Există vreo cheie a succesului? Probabil sunteți sătul de această întrebare, dar cred că este esențial să ne explicați puțin cum reușiți. Nu neapărat o cheie a succesului, dar vedeți dumneavoastră, sunt foarte multe echipe lângă mine care au reușit să ridice Hunedoara la un nivel pe care ne-l-am dorit noi cu toții ca cetățeni. Una dintre ele este echipa consilierilor locali, pentru că noi am avut un vot de încredere foarte, foarte mare din partea cetățenilor și avem o majoritate de 13 consilieri locali PSD, ceea ce înseamnă enorm de mult. Niciodată în istoria post-decembristă, de când sunt aleși primarii și consilierii prin vot al cetățeanului, nu a existat, cel mult au fost 8 de la un anumit partid. Ei bine, acești oameni, dacă ei fi trezit la ora 2 noaptea pentru o ședință de consiliu local în care trebuia să voteze niște indicatori la un proiect, indicator tehnico-economic, niciunul dintre ei timp de 4 ani de zile, niciunul dintre ei nu a spus nu. Cum ați reușit? Eu cred că au avut încredere în ceea ce am propus. Eu cred că, în primul rând, sunt buni hunedoreni, sunt oameni care au beneficiat de o educație din familie, s-au școlit, au o educație la cel mai înalt nivel din punctul meu de vedere, oameni care au înțeles administrația locală cum funcționează foarte repede și că, fără dânsii, un primar nu există. Pe urmă, tot într-o cheie a succesului sunt angajații primăriei. Noi vom depune, dacă vom câștiga, și sigur vom câștiga alegerile, vom depune jurământul abia în septembrie. N-aș vrea să-mi iau astăzi rămas bun de la ei. Dar făcând un exercițiu de imaginație, ca și cum luni ar fi ziua unui nou mandat, vreau să le mulțumesc acestor angajați în mod deosebit, sau dacă vreți, în egală măsură, cu mulțumirile pe care le-am adresat consilierilor PSD din Consiliul Local. Oamenii aceștia, unii dintre ei, au stat peste program ore în șir, fără ca măcar să mi-o spună. De multe ori veneam după masa în primărie și găseam ba la fonduri europene oameni care încărcau documentațiile MySmith, ba la achiziții publice oameni care încărcau documentațiile pentru avizarea NAP și așa mai departe, ba la oficiu juridic pentru hotărârile de Consiliu, ba dacă vreți la direcția economică, pentru că și ei fac parte din echipele de implementare a proiectelor, investițiile. Nu este ușor să ții ritmul acesta în fiecare zi, în fiecare săptămână, în fiecare lună, an de an. Ei bine, ei au făcut lucrul ăsta pentru că și-au demonstrat și atașamentul față de Hunedoara, nu neapărat față de un primar. Nu știu, poate ar face față de oricine altul. Dar poate discursurile mele motivaționale au prins mai bine decât altora. Și a reușit să-i capacitez. Și probabil echipele și propriul exemplu, pentru că, la fel ca în orice alt domeniu de activitate, dacă liderul pune osul la treabă, cred că și angajații și partenerii iau exemplul acesta. Eu am dorit să nu să fiu neapărat un manager, ca un manager al unei societăți comerciale, un manager al unei multinaționale. Știți că, apropo de cheia succesului, managerul este un bun coordonator, știe cum să împartă lucru. Mai degrabă am încercat să fiu un leadership. Pentru că se spune că în spatele unui leadership se adună oamenii care te însoțesc în drumul ăsta către rezultate. La manager e mai dificil, că îți mai taie din salar, mai are alte argumente de a te capacita. Și atunci eu am fost încântat de faptul că am avut o echipă bună de consilieri, o echipă bună la primăria Hunedoara care m-au urmat. Mulți au întrebat cum a fost posibil, de exemplu, un lucru care n-am vreau să-i atrag foarte mult atenția, pentru că oricum în ultimele zile, săptămâni, s-a vorbit doar despre asta. Cum a fost posibil să câștigăm Cupa României? Sorin a fost de față, Sorin Cimpoca, am văzut că ați dat și dumneavoastră filmulețul de pe Facebook. În momentul ăla îi simțeam și eu pe jucători, pe sportivi, că sunt capacitați pentru meci. Dar era pentru simpla prezență. Da, am ajuns până aici și am reușit să rezolvăm mult.
Și acolo am încercat să intervin eu, pentru că în rest nu era treaba mea, așezarea a făcut-o Maxim, el a făcut antrenamentele, Sorin Cimpoca este cel care s-a ocupat de organizarea semicantonamentului la meciul și mai departe. La fel vorbesc și la primărie. Dacă pe omul fac să înțeleagă că putem merge în acea direcție, iar direcția este una corectă, una legală și una de succes, ei vor veni și atunci apar aceste proiecte sau ceea ce gândim în viitorul foarte apropiat. Într-adevăr, Corvinul Hunedoara a reușit să unească, cred, întregul județ. Este cumva un liant între toate zonele acestui județ. A fost, până la urmă, și foarte multă pasiune, foarte multă dorință de a ajunge în acest punct și, cred, foarte multă muncă. Așa este. Foarte multă muncă până să ajung la acest succes. Dar să nu uităm că în 2016, când domnul primar a câștigat în primul său an de mandat, chiar în prima lună a înființat un nou club. Deoarece fotbalul Hunedoara nu mai exista, fiindcă postul primar lăsase orașul fără o echipă, cu datorii foarte mari, și atunci a trebuit să facem ceva. Domnul primar a înființat un nou club, clubul CS Hunedoara, așa se numea atunci. Am continuat din Liga a 4, am plecat Liga a 3-a, iar în 2021 a pus bazele unui proiect foarte mare și foarte important, un oraș, o echipă, o comunitate, și ceea ce a reușit să facă, fiindcă sunt meritele dânsului, împreună cu Ioan Andone atunci, au reușit să aducă brandul acasă, deci ceea ce brandul FC Corvinul 1921 l-a adus acasă, prin organizarea unor licitații, un sponsorizări care au fost atunci, la momentul respectiv, unde au participat și unde au donat foarte mulți oameni, printre care și mulți consilieri locali ai PSD-ului care au donat și consilieri județeni care au dat, președintele Consiliului Județean inclusiv și mulți alții, cărora le mulțumim încă o dată, fiindcă Hunedoara dorea ca acest brand să revină acasă. Toată lumea vorbea de Corvinul. Și să vedem cum cât de mult și-au dorit acești oameni să revină. Exact, că ce se Hunedoara cu Corvinul. Acolo au plecat cu ocazia centralului când s-a desfășurat această organizare de licitații. De acolo au plecat foarte multe. Și știți foarte bun, bine, parcursul foarte bun al echipei care au continuat după aceea cu promovarea în Liga a doua, cu, bineînțeles, câștigarea Cupei României, un lucru extraordinar pentru o echipă, să spunem așa, mai micuță cum am fost noi. Și nu este de aici de acolo, vă dați seama că noi acum jucăm în cupele europene. Deci este un parcurs extraordinar al acestei echipe, a fost un parcurs cu o muncă, foarte muncă, și bineînțeles totul, așa cum a spus, a plecat de la acest proiect minunat care a fost inițiat de domnul primar atunci și iată că s-a implementat. Pe lângă faptul acesta, paralel cu acest proiect, a fost și proiectul cu stadionul, că fiindcă la Hunedoara, după cum bine știți, se va construi un nou stadion. Stadion foarte modern, un stadion de 4 stele UEFA catalogat, care în momentul de față este în faza de organizare de licitații pentru desemnarea firmelor care va face efectiv proiectarea tehnică și execuția lucrurilor. Un proiect foarte mare, poate, din câte știu eu, poate cel mai mare din Hunedoara, de aproximativ 64 de milioane de euro. Un deci, alt proiect în care foarte mulți hunedoreni nu au crezut că el se va realiza, într-adevăr, și au fost, de fapt, foarte multe discuții vis-a-vis de acest nou stadion care se va construi la Hunedoara. Nu cred că se mai poate pune problema la ora actuală, că nu cred, fiindcă ceea ce s-a întâmplat în Hunedoara în ultimii ani nu mai lasă loc de îndoială pentru nimeni. Deci se vede cu ochiul vizibil, se vede palpabil ce se face în Hunedoara, ce se lucrează. Nu cred că mai există loc de minciuni și de altceva. Noi suntem efectiv, domnul primar a demonstrat tot ce se poate demonstra, nu mai trebuie să demonstreze absolut nimic. Eu sunt și profesor la liceul Matei Corvin și acolo am vrut să vă spun că și combinăm educația cu sportul. Am reușit să facem, după câțiva ani buni care nu au funcționat, multe clase de fotbal cu profil sportiv în care funcționăm și avem un parteneriat cu clubul Corvinul, în care aducem foarte mulți sportivi și mulți elevi care aducem la aceste clase. Ceea ce este foarte important, de la clasa 5-a până la clasa 12-a, și vom continua, fiindcă vrem să dezvoltăm și centrul de copii și juniori, unde ne punem bazele pentru viitor, a crește cât mai mulți sportivi de performanță și a ajuta echipa noastră pentru ceea ce vrem să îndeplinim în viitor.
Iată, sportul a fost o componentă extrem de importantă pentru dumneavoastră, domnule primar, pe lângă turism, pe lângă ceea ce înseamnă castelul Corvinilor, inclusiv sănătatea, pentru că spuneați puțin mai devreme cumva trebuie să funcționeze sau trebuie să se dezvolte așa, concomitent, dacă se poate, și Corvinul ați reușit să-l scoateți așa din propria cenușă, cum se spune. Mai țineți minte, în urmă cu 4 ani de zile, tot într-o emisiune la dumneavoastră, tot cu un grup de consilieri, sau în emisiunea cu Ando, cred că eram împreună, când vorbeam despre Academia de Fotbal și multora li se părea utopie clasă de fotbal. What, ce e clasă de fotbal? Am reușit cu sprijinul Mariei Ștefăniei, inspectorul general de la învățământ, să obținem de la Ministerul Învățământului clase de fotbal de la clasa 5-a până la clasa 12-a. Atunci am avut nevoie de suportul lui Sorin Cimpoca, pentru că, fiind și profesor de sport acolo, exista deja o viziune cam cum trebuie să se întâmple. Au cantină unde sportivii pot să servească masa. Au internat. Toate clădirile, inclusiv cantina, au intrat într-un proiect de reabilitare pe fonduri europene, un proiect foarte generos și sunt 4 sau 5 corpuri, nu mai știu exact, 5 corpuri de clădire. Dacă vom obține clasificarea, anul acesta trebuie să obținem clasificarea pentru academiile de fotbal și se va numi Academia de Fotbal Ioan Andone, este o discuție pe care am purtat-o și cu Ando, începem să atragem sponsori, alți bani, de această dată bani privați, nu din bugetul local, pentru a dezvolta această academie, încercând, pe lângă faptul că vor învăța aici, vor mânca, vor avea internat, vrem să dezvoltăm și fosta bază de la unitatea militară de la Hăjdat, acolo unde există un teren, mă rog, lăsat în pârloagă, dar teren drept, a fost cândva un teren de fotbal, pe care puteți să-l folosiți, pe care ei îl vor folosi copiii și totodată avem și 2 clădiri pregătite pentru cantonamentele lor. Nu este un proiect doar așa, haide să ne trezim că vorbim și să vedem ce iasă. Este un proiect de suflet, a venit cumva în completarea celorlalte proiecte pe fonduri europene, dar este important pentru că orice brand despre care discuți, și sunt multe orașe care n-au branduri, sunt orașe care s-au născut în comunism, poate, sau poate chiar orașe mai vechi, dacă n-au avut un brand anume de oraș, e bine, orice brand din orașul nostru trebuie speculat. Și așa am speculat la început brandul Castelul Corvinilor, am continuat cu acel proiect pe urmele lui Iancu de Hunedoara și am speculat foarte mult brandul familiei de Hunedoara prin prezența academicianului Ion Aurel Pop la Hunedoara când a fost făcut cetățean de onoare de către consilierii locali, prin carta pe care a scris-o neamul hunedoreștilor, prin vizitele la Belgrad, la Varna, deci tot un brand care l-am pus în valoare. Ultimul, dar cel din urmă, este brandul Corvinul, Hunedoara, ca și echipă de fotbal, având totuși o istorie de 100 de ani în spate, de cel puțin 100 de ani în spate, și care am spus, haideți să punem în valoare. Ce am urmărit noi cu aceste 3 branduri? Practic este o strategie de dezvoltare și o strategie de a scoate cât mai mult în evidență orașul Hunedoara. În momentul în care vorbești de Corvinul, vorbești de orașul Hunedoara. În momentul în care vorbești de Iancu de Hunedoara, vorbești de Castelul Corvinilor din Hunedoara. Iancu de Hunedoara, Corvinul Hunedoara, familia de Hunedoara, toate lucrurile astea nu fac altceva decât să atragă în mentalul colectiv atenția asupra orașului nostru. De ce facem acest lucru? În 1900, în 2016, când am preluat mandatul, orașul era pe punctul de a fi declarat în faliment. Practic urma să se numească prima dată un lichidator judiciar. A mai fost cazuri în țară și le știți. Ulterior, ca să se plătească datoriile, să fie declarat în faliment. Ei bine, atunci mi-am dat seama care este pericolul ca orașul să se prăbușească cu totul. Nu existau bani nici de facturile de curent. Fostul primar golise toate conturile primăriei, plătise tot ce era de plătit, nu mai existau bani de salarii, de nimic. A luat-o treptat. Evident că n-am venit niciodată într-o emisiune, la televiziune, la radio sau știu eu, pe stradă, fața oamenilor să le spun acest lucru. Exact. Pentru că pe om nu-l interesa asta, l-l interesa, ai vrut fotolul de primar? Acum asumă-ți-l. Responsabilitatea asta ta. Dezvoltă orașul.
Trebuia să redefinim orașul, să-l modernizăm, să-i facem pe oameni să se întoarcă în Hunedoara. Nu aveam medici în spital de specialitate? Ați reușit să readuceți hunedorenii înapoi acasă? Eu zic că am reușit, pentru că sunt foarte mulți care ne scriu și nouă la primărie, pe site-ul primăriei, pentru deschiderea unor mici afaceri, afaceri de nișă. Sunt mulți tineri care încep să ceară locuințe și nu neapărat locuințe de necesitate, ci ne întreabă despre proiectele pentru blocurile care urmează să fie construite. Sunt mulți medici care au venit în Hunedoara și evident că doctorul, medicul Vasiu este unul dintre cei care vine din altă parte în Hunedoara. Probabil că cu lunile care vor urma o să faceți o emisiune măcar așa de curiozitate să prezentăm medici noi, medici tineri sau medici cu experiență care vin din alte orașe. Ei bine, ca să închei, definirea și scoaterea în evidență acestor branduri va continua pentru că rezultatul final trebuie să fie un oraș european, așa cum o spuneam de multe ori, ca micile orașe din Austria, un oraș în care să ai ce să faci, să nu te plictisești, să ai un sector de educație la cel mai înalt nivel pentru țara aceasta, la cel mai înalt nivel pentru țara aceasta să fie sănătatea și totodată petrecerea timpului liber, tot ce vreți, vedeți, avem din toate segmentele. Învățământ, sănătate, dacă vreți, timpul liber și tineret, timp liber și sportivi. Sunt curioasă, domnule doctor, ce v-a determinat să veniți aici în Hunedoara, în municipiul Hunedoara, pentru că ați fi putut cu siguranță alege mari centre universitare din țară, poate chiar și din străinătate? Da, în primul rând vreau să vă mulțumesc mulțumesc domnului primar pentru oportunitatea de am aflat în echipa adânsului. De ce spun o oportunitate? Este o oportunitate pentru fiecare din noi, pentru fiecare în parte, de a te afla în preajma unor oameni care au făcut performanță, indiferent de ce domeniu, în ce domeniu se află dânsii și în ce domeniu activează dânsii. Aici ne aflăm în preajma unui om care a făcut performanță în administrație publică. Administrație publică în care s-au atins toate palierele de dezvoltare ale unui oraș. În ceea ce privește componenta culturală educativă, componenta socială, componenta de sănătate și nu în ultimul rând componenta sportivă pe care tocmai a dezvoltat-o și precizat-o colegul de platou, domnul Cimpoca. Ce m-a determinat să vin la Hunedoara? Da, aveam alternativă să devin cetățean francez la un moment dat, dar totuși am ales Hunedoara pentru că la momentul respectiv Hunedoara îmi satisfăcea nevoile din punct de vedere profesional. Lucrurile au evoluat foarte mult din acel moment și odată cu instalarea domnului primar la conducerea primăriei municipiului Hunedoara, spitalul s-a dezvoltat în diversele lui forme și diversele axe în ceea ce privește modernizarea spitalului, infrastructura spitalului și mai ales s-a pus accentul pe aducerea de noi specialiști, ca de exemplu în ultima perioadă s-au inaugurat specialități noi cum ar fi compartimentul de chirurgie vasculară, compartimentul de traumatologie și ortopedie pediatrică. Dumneavoastră conduceți una dintre cele mai dificile secții din spital. Da. Probabil să o să lăsăm pe domnul Budaie mai târziu să ne spună că dumneavoastră sunteți destul de modest din câte observ. Aprecierile las să le facă domnul manager în ceea ce privește activitatea secției de ATI. Într-adevăr, se spune că ATI-ul este perla coroanei, este sufletul și inima spitalului, că fără o secție de anestezie și terapie intensivă pusă la punct, pusă bine la punct, un spital nu poate funcționa și este logic. Acum, ce vreau să punctez foarte, foarte precis. Dacă în urmă cu 10-12 ani, secția de anestezie și terapie intensivă funcționa 7 paturi, acum avem 20 de paturi, care sunt utilate la standarde europene, cu monitoare de funcții vitale de ultimă generație, ne desfășurăm activitatea în 12 săli de operație, unde există aparatură, iarăși revin și mă repet, de ultimă generație, cu aparate de anestezie de înaltă performanță și sisteme de monitorizare complexă. Știți, după cum știți și dumneavoastră și orice specialist din lumea medicală, activitatea medicală în complexitatea ei se desfășoară în sisteme medicale unde
investițiile și procesele de modernizare trebuie făcute în mod continuu și trebuie și susținut. Aici, noi la Hunedoara, regăsim în domnul primar un om asumat, care a înțeles importanța sănătății cetățenilor și în special, și nu mă refer doar la sănătatea cetățenilor municipiului Hunedoara, pentru că disabilitatea secțiilor spitalului este mult extinsă și la alți pacienți din județele limitrofe. Avem pacienți care vin din orașele apropiate, Hațe, Călan, acoperim o zonă foarte, foarte mare, atât municipiul Hunedoara cât și zonele limitrofe, municipiului Hunedoara, cum ar fi Ținutul Pădurenilor, unde sunt în jur de 30-35 de mii de oameni. Ce pot să spun în continuare? Și încă o dată vin și cu sincere aprecieri și mulțumiri la adresa domnului primar și echipei sale de consilieri locali din mandatul ce tocmai se încheie acum, pentru că foarte multe din realizările spitalului sunt datorate domnului primar Dan Bobovțanu. Ei, ori pentru a performa mai departe, trebuie să, și vă spun în mod categoric, și este o necesitate imperioasă ca la conducerea primăriei municipiului Hunedoara să există continuitate. Hunedoara este pe mâini bune alături de domnul primar Dan Bobovțanu și viitoarea echipă de consilieri locali. Și o să mă îndrept atenția acum și către domnul manager al spitalului, domnul Budaie, pentru că trebuie să veniți să spuneți ceea ce domnul Vasiu, din prea multă modestie, nu o spune. Da, domnul doctor este, într-adevăr, este modest, conduce, este medicul șef secție ATI. ATI este cea mai grea secție dintr-un spital. Și am mai spus, o repet și o să o repet mereu, conduce secția de terapie intensivă cu brio. A preluat-o în pandemie și a fost unul dintre secretele datorită cărora Spitalul Hunedoara a rezistat. Știți, ne amintim cu toții perioada aceea, sau poate nu vrem să ne amintim, dar ne vine în memorie. Ați nimerit cum nu se poate mai bine pentru pacienți și cum se poate mai rău pentru dumneavoastră, spitale, profesional. Spitale din zonă, din jurul nostru se carantinaseră, noi rămăseserăm să facem inclusiv pe spital județean. Toată lumea se îndreptă atenția spre noi. Și da, Spitalul Hunedoara a rezistat, este adevărat, parcă ne izbise un val, asta a fost senzația atunci, și ATI, secția ATI condusă de doctorul Cătălin Vasiu, este unul dintre secrete. Mă gândeam zilele trecute că, așa puțin retrospectiv, sunt 8 ani de zile, azi mâine, de când conduc Spitalul Municipal Hunedoara, și în toți acești 8 ani am avut, de fapt, un partener. Nu e doar primarul meu, e și partenerul meu. Așa am simțit cu primarul municipiului Hunedoara un parteneriat, chiar de la începuturi. În campania din 2016, domnul primar și noi eram o mână de oameni atunci care vreau să schimbăm ceva în oraș. Inclusiv, amintesc, sigla de campanie sau sloganul era Îndrăznește să schimb ceva. Eram o mână de oameni care am încercat și am reușit să dobărâm un sistem și să facem ceva în plus pentru orașul nostru. Și multe dintre proiectele pe care le propunea domnul Bobovțanu în acea perioadă aproape, păreau irealizabile la acea vreme. Aproape toate. Greu și vă spun, o să fiu foarte sintetic. A fost o promisiune pe care domnul primar și noi am făcut în pacienților dializați. Venind la primărie, pacienții nu mai fac naveta la Devast. În 3 luni de zile a fost operațională stația de dializă. După aceea, terapia intensivă la momentul acela era un dezastru. Domnul primar și cu m-a luat de mână și am mers la Ministerul Sănătății, am deblocat, mi-amintesc perfect, sumele 3 milioane de lei, mulți bani la vremea respectivă, 30 de miliarde de lei vechi, și atunci am făcut secția de terapie intensivă pe care o descrie acum doctorul Cătălin Vasiu, adică la standarde actuale. Știți foarte bine, nu exista un remene, niciodată n-a fost în spitalul Hunedoara un remene al nostru, al spitalului. Domnul primar, la fel, a mers împreună la Ministerul Sănătății, am încercat, a convins Ministrul Sănătății să finanțeze direct un astfel de aparat, spunându-i, mi-amintesc perfect, că nu crede că este normal să se concentreze toate resursele în centrele mari universitare, unde sunt 2, 3, 5, 10 remeneuri. Și am reușit, prin sprijinul dânsului, am adus remene la Spitalul Hunedoara. Astea sunt
partea directă pe care am văzut-o. Bineînțeles că în toate aceste, de asta vă spun că în parteneriat, întotdeauna am mers împreună sau au venit cu mine la Ministerul Sănătății să obținem bani pentru sănătatea din Hunedoara. Dar fiind acolo am văzut și alte aspecte. Am văzut cum se bate pentru oraș, pentru fotbal, pentru castel, pentru tot ce înseamnă investiție în Hunedoara. Asta este doar o componentă pe care primăria Hunedoara și primarul Dan Bobăuțanu, prin această componentă a ajutat spitalul. Mai există, poate cea mai importantă, sunt proiectele europene în care primăria Hunedoara a aplicat și este titular de proiect, iar noi suntem beneficiari. Cel mai mare ca sumă care este în implementare acum este cel de reabilitare energetică a spitalului, în care sunt foarte mulți bani europeni, dar și o foarte importantă contribuție a primăriei Hunedoara pe care a alocat-o spitalului. Undeva la 7 milioane de euro este total proiect. Un proiect finalizat iarăși în care primăria Hunedoara a fost titular de proiect și noi beneficiari și suntem tare mândri de acest. Asta este ambulatoriu nostru care arată foarte, foarte ok, este funcțional, toată lumea care îl vede rămâne așa, o considerație de wow. 2,3 milioane de euro, la fel și acolo, primăria Hunedoara a pus niște bani care au fost parte de cofinanțare. Toate aceste lucruri au fost așa, așezate pas cu pas și vorbesc doar de lucrurile majore, nu discut de investiții în aparatură medie, ecografe, aparate de anestezie și altele. Dar vreau să mai spun un singur lucru care mai mult, nu neapărat vorbesc aici de sumă, aici vorbesc mai mult de gest. Începuse pandemia, știți că spitalele cădeau unul după celălalt, se carantinau, se testau pacienții în câteva centre, dacă mi-amintesc bine, în Timișoara, în Cluj și în București. Noi trimiteam probele la cele trei centre și veneau rezultatele după 7-9 zile, ajunsese la un moment dat, fiindcă erau foarte puțini, era ca o pâlnie. Toate spitalele trimiteau, centre de stare erau 3. Și de acolo, practic, pornea problema spitalelor de a rezista sau nu. Fiindcă nu știai, erau pacienți care erau pe zona galbenă, cum ne spuneam noi. Încă nu venise rezultatul la testul COVID. Și nu știai să-l direcționezi, zonă roșie sau zonă verde. Se blocau spitalele, exact. Și partea a doua medicală, iarăși la fel de importantă, nu se putea iniția tratamentul. Se pierdeau zile întregi neinițiindu-se tratamentul. Și atunci domnul primar nici nu a trebuit, asta vreau să vă spun, nici nu a trebuit să sun. M-a sunat. De ce ai nevoie? Hai să vedem ce putem face ca să luăm un aparat PCR la Hunedoara. A deblocat bani, a făcut ședință de îndată a Consiliului Local, a alocat bani, nu știu, cred că de la evenimente au fost luate, de la evenimentele culturale din acel an, mutat pe investiții la spital, luat aparat în revenire urgență și după ce l-am avut în Spitalul Hunedoara, senzația noastră a fost că s-a luminat. Adică am știut că lucrurile se vor rezolva. Doamna doctor, de ce echipa Dan Bobăuțanu? Pentru că, în primul rând, avem oameni deosebiți, oameni pe care îi recomand munca, seriozitatea, devotamentul, pentru că sunt oameni foarte bine pregătiți profesional, pentru că împreună în organizația PSD a municipiului Hunedoara avem o istorie, avem o poveste în spate, pentru că exact cum spunea și domnul primar, și dacă suntem treziți noaptea la două, suntem prezenți, indiferent că este vorba de spital, indiferent că este vorba de fotbal, indiferent că este vorba despre castel. Vreau să subliniez că în această campanie, după cum bine știți, pe care noi am desfășurat-o door to door, pentru că s-a ridicat această problemă, am avut o plăcută surpriză ca ușile anumitor locuințe sau mai multor locuințe să ne fie deschise de către tineri, de către familii tinere, care au ales să se reîntoarcă acasă la Hunedoara sau care au ales să se stabilească la Hunedoara. De ce? Pentru că au găsit un oraș curat, un oraș modern, civilizat, un oraș în care te poți plimba pe jos, pe zonele pietonale, un oraș în care poți să dai cu bicicleta, da, avem acel bike sharing cel mai modern din România, pentru că avem un sistem de transport public local modern, nepoluant, pentru că îți poți da copilul într-o grădiniță sau într-o școală modernizată sau reabilitată sau în momentul în care ai o problemă de sănătate, pentru că te poți adresa cu încredere serviciilor medicale oferite de către Spitalul Municipal Alexandru Simonescu Hunedoara. În ceea ce privește sănătatea, ca și reprezentant al domnului primar în Consiliul de Administrație, vreau să vă spun că a susținut tot timpul domeniul sanitar, a fost tot timpul alături de tot ce înseamnă personal medical,
dovadă că și astăzi venim în fața alegătorilor cu o listă de consilieri foarte bine închegată, în care suntem doi medici pe listă. Domnul primar Dan Bobovțanu este un om cu o viziune și o determinare foarte rar întâlnită. Tot timpul a înțeles importanța momentului, tot timpul a fost axat pe om și asta ne-a învățat și pe noi, să fim oameni pentru oameni și cu oameni. Și eu cred că succesul aici stă în faptul de a pune omul pe primul loc și apoi proiectele. Și ați adus puțin mai devreme în discuție și importanța investițiilor în construirea unor creșe, grădinițe, în reamenajarea și dotarea școlilor din municipiul Hunedoara și mi-aș îndrepta atenția către doamna Cristeac și una dintre școlile, sau cum spunea domnul primar puțin mai devreme, cele mai bune școli din municipiul Hunedoara beneficiază de o schimbare radicală, să spunem. Vă rog. Da, într-adevăr, în educație s-au făcut foarte multe investiții și se și vede în Hunedoara lucrul acesta. Dacă mergeți și vă uitați la școli, investițiile au început de la cel mai mic nivel, de la grădinițe. Grădinițe, parte din ele sunt deja modernizate, arată foarte frumos, copiii se duc cu drag la grădiniță. În școlile generale, două deja sunt finalizate ca și modernizare și parte de reamenajare și de eficientizare. Altele sunt în curs de finalizare și, așa cum ați spus, este o creșă care se construiește de la zero. N-a existat creșă construită și în momentul de față este aproape de finalizare. Ceea ce este foarte important, pentru că, așa cum a spus colega mea, într-adevăr, am văzut mulți tineri care s-au întors în Hunedoara și care doresc să se reîntoarcă în Hunedoara și care își aduc copiii la școală, copiii la creșă, la grădiniță, la școală, la liceu. De asemenea, sunt licee care sunt deja modernizate, care urmează să se modernizeze, ceea ce este foarte important. În momentul de față este un proiect de o foarte mare anvergură, aproape 4 milioane de euro, care este în fază de derulare, prin care toate grădinițele, școlile și liceele din oraș vor avea clase modernizate cu echipament IT și cu dotări materiale, vor avea laboratoare de științe, de fizică, de chimie, care vor primi nu doar mobilier, ci material didactic și mijloace de învățământ. Lucru care este foarte important, pentru că ai nevoie de table smart, ai nevoie de tot felul de materiale, sigur, noi, moderne, nu doar cele pe care le-ai primit atunci când s-a realizat școala sau cu foarte mari eforturi din partea școlii, pentru că școlile, sigur, nu au decât o finanțare per elev și atunci n-ar putea să facă astfel de lucrări cum se fac de către primărie. Iar primăria și domnul primar Dan Bobovțanu a înțeles necesitatea investiției în educație, investiției în oameni, în tineri, pentru că ei, de fapt, sunt viitorul nostru. Deci acest proiect, așa cum am spus, pe lângă faptul că modernizează clasele, modernizează laboratoarele, de asemenea se axează și pe partea de practică la liceele tehnologice sau școlile post-liceale care au parte tehnologică. Iar un alt proiect, zic eu, de foarte mare anvergură și foarte important pentru Hunedoara, este Centrul de Învățământ Dual, care are un parteneriat între liceele tehnologice, Facultatea de Inginerie din Hunedoara și agenții economici, astfel încât să avem tineri care să fie educați pe toate palierele, pe toate ariile, specializările de care ar avea nevoie un oraș și pentru a putea rămâne în orașul nostru, în Hunedoara.
Vă mulțumesc. Domnule Bobuțanu, când ați, spuneați puțin mai devreme că ați pornit cu o primărie care a fost destul de greu de gestionat pentru început, în prima perioadă a primului dumneavoastră mandat, când ați conștientizat că este necesar să faceți investiții pe toate palierele, pentru că avem unele exemple în care primarii și-au canalizat atenția doar pe asfaltarea unor gropi, doar pe realizarea unor proiecte care probabil sunt cumva în fișa postului, adică nu trebuie să fie vreun proiect spectaculos acesta de a asfalta o stradă sau nu. Dumneavoastră ați mers dincolo de aceste promisiuni electorale, până la urmă să le spunem, și v-ați canalizat atenția către toți factorii. Când ați realizat că trebuie să faceți acest lucru pentru comunitatea pe care o reprezentați și care v-a oferit și atunci votul de încredere? Practic vorbim de anul 2016, în momentul în care ne-am dat seama cu toții, care eram atunci, pentru că nu eram doar eu, era o altă echipă de consilier. Dar ați avut un start dificil, tocmai din cauza că ați preluat... Foarte dificil. Dar țin minte cu plăcere că un jurnalist din județul Hunedoara m-a criticat într-un articol și a spus că primarul ăsta s-a apucat de 1000 de lucruri și nu va termina niciunul. V-a ambiționat asta? Și atunci am zis, m-am apucat de 1000, înseamnă că le-am văzut pe toate. Asta era oportunitatea de să facem cât mai mult. Am terminat foarte multe lucruri și chiar mă gândeam acum care ar fi nivelul următor. Evident că toți cei care au discutat aici și care discută zilnic cu oamenii, pentru că ei sunt cei care au și făcut campania, știu ceea ce trebuie să facem mai departe pe acel segment pe care îl reprezintă. Cu siguranță Simona va explica și ea despre segmentul celălalt și vorbim și despre petrecerea timpului liber, despre mediul ambiental. Avem câteva viziuni noi acum, într-adevăr. Una dintre ele care nu-mi dă pace și cu care, despre care discut toată ziua, este aceasta de a produce energie electrică pentru oraș. Am identificat deja 3 zone importante care sunt ale primăriei Hunedoara, deci terenul este în domeniul public, unde vom... am și trimis cererea de finanțare pentru a obține finanțare pe panouri fotovoltaice și totodată sunt în discuții destul de avansate cu specialiști pe ceea ce înseamnă aducțiunea de apă de la Hobița, proprietatea primăriei Hunedoara. Asta aș vrea în momentul de față să mă concentrez. Să funcționăm pe undeva și ca o societate comercială, cu toate că noi funcționăm, pentru că încasările de la Castel, evident, se datorează în primul rând faptului că avem moștenirea lui Iancu de Hunedoara, dar și muncii din spate, care an de an reușește să aducă din ce în ce mai mulți turiști. Și atunci cresc și încasările. Ei bine, funcționând ca o societate comercială, gândul meu este să nu mai plătim, de exemplu, iluminat public, care reprezintă o factură foarte costisitoare pentru primărie. De asemenea, așteptăm, suntem în așteptare pentru a oferi cetățenilor nouă asociație sportivă, unde de această dată să încercăm să o alimentăm cât mai mult din bani privați. Pentru că am văzut foarte mulți oameni care spun, domnule, de ce dăm bani foarte mulți? Unic, acum nu-mi dau seama, nu am numărat pe toți. Să nu mai dăm bani la fotbal. Nu, este greșit. Este un proiect politic, sigur că da. Păi vreți să dau bine pe cameră, să spun că CS Corvinul 1921 Hunedoara nu este un proiect politic, că s-a născut din Neant? Nu, el s-a născut dintr-o voință politică a mea ca primar și a dânșilor ca și consilier local. Altfel nu se putea. Ei au votat în consiliul local. Este un club de drept public. Ei bine, noua asociație sportivă va fi un club de drept privat. Iar este adevărat că noi, ca și administrație locală, Consiliul Județean, va alimenta cu o sumă consistentă bugetul, dar totodată vor putea să vină acei mari doritori care scriu pe Facebook cu banii publici, banii privați, să subvenționeze prin banii privați această asociație și să ne degreveze de niște costuri pe noi ca și administrație locală. Sunt deja planuri de viitor. Va vorbi Simona despre grădina urbană Corvinia. Zona aceea este o zonă care își va propune să mute turistul de la Castel, să-l mute în grădină, să-l mai țină acolo. În momentul de față, din toată statistica, din toate analizele noastre,
turistul nu mai pleacă din Hunedoara după 2 ore de vizitare a castelului, turistul stă în Hunedoara într-o medie foarte mare, în prezent, de peste 50%, da, stă în Hunedoara 24 de ore. Asta o știu de la cei care au pensiuni, pentru că se vede deja taxa hotelieră. Ei bine, îmi propus să-l țină chiar 48 de ore și asta este planul grădinii urbane Corvinia. Pe partea de învățământ, ce spunea doamna director, avem și noi la învățământul dual, avem acel proiect pe fonduri europene de campus, sau nu mai știu cum se numește, că sunt așa de multe de unde mai țin minte, și el va fi construit în apropierea castelului. Imaginați-vă de acolo, copiii vor vedea castelul. Poftim? A fost o strategie. Da, a fost o strategie, da. Așa am dat locația, cu intenție, în apropierea castelului, cu învățământul dual, cu acel campus. Spitalul, nu vreau să ne oprim, pentru că nu este ambiția mea. Este dorința mea ca cetățeanul din Hunedoara să nu fie doar mulțumit de actul medical pe care îl prestează domnii medici. Să fie mulțumit și de ceea ce vede în spital, ca arhitectură, ca dotări și noul UPU. Astăzi, consilierii locali au votat studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici la noua unitate primiri urgențe. Și eu am văzut în campanie fotografii, randări, le spunem așa mai... ne dăm mai după cireși, randări, nu fotografii, cu nu știu ce UPU nou. Astăzi au votat deja indicatorii, este o sumă consistentă, trebuie să recunosc că am întrebat de 2 ori, sigura e suma corectă, 12 milioane de euro, nu întâmplător sunt medici lângă mine, pentru că axa de sănătate și evident nu întâmplător sunt și domnii care lucrează în învățământ, și pe listă mai există și în învățământ, pe lista de consilier și domnul director de la liceul Matei Corvin, domnul Anișor Pârvu, fostul inspector general de la învățământ, este tot în această echipă, social-democrați până la urmă, ăștia suntem. Adică nu putem să fim bugetari și să fim pe lista cealaltă, nu? Că pe lista cealaltă, dacă vă uitați, care e de dreapta, sunt mai mulți bugetari din învățământ, nu? Că sunt bugetari. Inclusiv candidatul e bugetar. Dar e pe lista de dreapta, mă rog. Ei bine, trebuie să continuăm și în același ritm alert. Nu trebuie să existe niciun moment de pauză. Nimeni nu mai are răbdare. Nici cu noi, nici cu orașul. Am reușit să-l salvăm. L-am pus pe linia de plutire. A reușit să-l ridicăm la un nivel, zic eu, destul de acceptabil. Ei bine, trebuie să mergem mai departe, împreună, și să reușim să facem și mai mult pentru noi toți, pentru orașul acesta. Înainte de a trece la lista de investiții pe viitor, spuneați puțin mai devreme că nu este ambiția dumneavoastră ceea ce înseamnă spitalul, dar care este ambiția primarului Dan Bobovoțanu? Vreau ca într-o zi anume, într-o bună zi, cei care se întorc din străinătate, cel puțin în concediu, să spunem mai frumos acasă de când nu știu care orășel din Anglia, din sudul Italiei, din Franța, și eu cred că se poate. Zilele trecute pe pietonală, de ziua copilului chiar, m-am plimbat singur de la teatru până în Parcul Tineretului, unde se ținea ziua copilului, după masă, o vreme extraordinar de frumoasă, ora 19. Și m-am întâlnit cu o familie care nu era din Hunedoara, era român, dar nu din Hunedoara, din Brad. Și care au zis, domnule primar, vreau să facem o fotografie cu dumneavoastră acum. Nu știu. De unde să mă cunoască ei din Brad, care lucrează în Anglia de 20 de ani. Da, mă rog, cu Facebook-ul acum apropierea e mai mare. Și au zis, este neimaginabil, nu ne-am imaginat că poate să existe un asemenea oraș și la noi. Nu e un oraș mare, este un oraș de rangul 2 până la urmă, cu o populație între 60.000 și 70.000 de locuitori. Dar ambiția cea mai mare este ca Hunedoara să fie din nou respectată cum a fost în anii 80. Despre Hunedoara să se vorbească la superlativ cum se vorbea în anii 80, când avea și industrie, când avea și club de fotbal, când avea și castel, când avea de toate, când avea locuri de muncă, când respira orașul acela. Nu suntem departe de ziua aceea, pentru că o să, dacă vreți, mai vorbesc o oră și despre investiții, știu ce polemică naște. Dar sunt convins că deja oamenii au început să vorbească superlativ despre Hunedoara.
Cred că asta e ambiția cea mai mare. Să aud vorbindu-se de bine despre noi. Haideți să vedem și care sunt ambițiile în ceea ce privește proiectele de viitor și spunea puțin mai devreme domnul primar de reamenajarea unor parcuri din municipiul Hunedoara și o să vă rog să le explicați hunedorenilor despre ce este vorba, ce aveți în plan din acest punct de vedere. Da, aș vrea să spun domnului primar că deja se vorbește de Hunedoara, se vorbește foarte frumos. Colegii mei de facultate din Cluj, din Brașov, din București, care vin în vizită la noi, sunt foarte încântați de ce se întâmplă cu Hunedoara. Deci deja se vorbește. Și dacă tot se pune accent și s-a vorbit foarte mult despre spital, despre școală, despre străzi, care toate au fost modernizate și bine puse la punct, de ce să nu vorbim și despre verdeață? Hunedoara respectă normele europene de 26 de metri pătrați pe cap de locuitor de verdeață, ba chiar avem 28 de metri pătrați. Deci este un oraș verde, ca să zic așa, și nu ne oprim aici. Doar că dacă se întorc toți acei tineri din străinătate și se mută la Hunedoara, trebuie să măriți și spațiul verde, nu? Bineînțeles, bineînțeles. Pe lângă reabilitarea Parcului Corvin și Parcului Central, se are în vedere o atracție unică în Europa, care se va întinde pe aproape 9 hectare. Este vorba de grădina urbană Corvinea, că tot vorbeam de brandul Corvin și tot ce se leagă de acest brand. Iată că va veni și grădina urbană Corvinea, care se va construi pe fosta platformă industrială. Iată că este și un proiect de ecologizare a acestei zone. Este o investiție estimată la aproximativ 30 de milioane de euro prin fonduri europene, bineînțeles, și va fi spectaculoasă. Va exista acolo un anfiteatru, un aer liber, un luciu de apă cu mici ambarcațiuni și tot felul de zone de agrement pentru copiii noștri, pentru bătrânii noștri și pentru turiști, bineînțeles. Deci se va pune accent foarte mult și pe partea aceasta de zonă verde. Cum este și firesc să se întâmple de altfel, pentru că vorbim de petrecerea timpului liber, vorbim despre turiști, vorbim despre tineri și nu numai, exact, care își doresc să aibă spații mai altfel față de ceea ce au fost obișnuiți în municipiul Hunedoara și în România în general. Deci iată că nu doar se va păstra proporția de zonă verde, ne extindem și mai mult. Alte proiecte sau alte viziuni care sunt importante din... Mai avem, cred că, vreo 9 minute din această emisiune. În 9 minute, dacă le explicăm pe toate, o să ne oprim undeva la primele 3-4. Dar în linii mari, dacă în acest mandat consilierii locali PSD, evident, au votat un număr de 24 de megaproiecte, deci de valoare foarte mare, în următorul mandat sunt 103 proiecte. Cred că undeva la finalul primului mandat am spus Hunedoara la scară mare. Dacă ar exista vreun radar al primarilor, cu siguranță ați plăti la amenzi pentru că tot depășiți suta. Este singura oportunitate de a obține în momentul de față bani pentru finanțarea acestor proiecte. Hunedoara nu este un oraș bogat, nici nu are cum să fie. El este cel mai mare oraș din România, care nu este capitală de județ. Este cel mai mare. Mai sunt încă 4 orașe, la fel ca România, care sunt mai mari decât alte capitale de județ, dar dintre toate Hunedoara este cel mai mare. Nu poate beneficia de acele impozite pe venit, pentru că mulți înțeleg că eu plătesc impozite și taxe, domnilor. Impozite și taxele înseamnă 400-500 de lei într-un an pe proprietate. Ei bine, pe salarii sunt impozitele mari. Impozite care, într-adevăr, se reîntorc în vistăria noastră prin acel procent de IVG. Spre deosebire de capitalele de județ din România, care au de cel puțin 4 ori bugetul mai mare decât bugetul municipiului Hunedoara, deoarece în aceste capitale de județ din România sunt toate slujbele plătite, comasate doar acolo. Consiliul Județean, Prefectură, Inspectoratul Școlar, Inspectoratul de Poliție, Inspectoratul de Servicii de Urgență, Cadastru, absolut toate sunt doar în capitale de județ. Practic, primarii n-au niciun merit că au acel IVG atât de mare, de 4 ori. Eu îmi imaginez ce am putea face noi, această echipă, cu
cu banii aceștia de 4 ori mai mulți decât avem noi bugetul. Și atunci, domnilor, doamnelor, cel mai important lucru pentru noi este să asigurăm cofinanțarea din acel puțin din impozite și taxe pentru a obține foarte mult din fonduri europene. Sunt multe proiecte, nu sunt ușor de gestionat, nu este o emisiune în care să ne plângem despre probleme cu constructorii și celelalte, este o emisiune de dezbatere electorală, este o emisiune de a convinge cetățenii că putem să facem, că merităm să avem continuitate, îi lăsăm pe dânsi și să hotărască, dar așa vedem noi lucrurile. Aceste proiecte, peste 100 de proiecte, sunt deja scrise, depuse ca indicatori în Consiliul Local, aprobate de consilierii locali, finanțate de fondurile europene sau fonduri guvernamentale sau buget local chiar, nu sunt idei de proiecte. Dacă dumneavoastră 9 iunie, și sunt convins că toți veți ieși la vot, toți vom ieși la vot, veți vota o listă de proiecte, se alege praful de tot, pentru că e listă. Dacă votați proiectele noastre, proiecte care, pe care dumneavoastră știți că le-am scris, pe care dumneavoastră puteți oricând să intrați să citiți ce spunea Simona despre cele trei proiecte, cele două parcuri și grădina urbană Corvinea, care își propune să mărească spațiul verde pe cap de locuitor. Sunt proiecte care deja sunt depuse, s-au scris. Dacă vreți să vă uitați la revista noastră, revistă care a fost distribuită ca material electoral în toată Hunedoara, o să vedeți că unitatea de primiri urgențe există ca și studiu de fezabilitate. Astăzi au fost aprobați indicatorii de colegii consilieri locali și vom face. Adică nu o luăm de la capăt să inventăm altceva. Dacă vreți să vedeți că chiar am făcut noua asociație sportivă de drept privat, nu trebuie decât să intrați pe portalul asociațiilor și fundațiilor și o să observați acest lucru. Acesta este scopul unei emisiuni electorale. Aceea de a spune cetățenilor, mai sunt minute. Mai avem, cred că vreo 4 minute. Sunt cam nevorbit astăzi și trebuie să spun cât mai multe. Că merită Hunedoara continuitate prin noi. Hunedoara chiar este pe mâini bune și ascultam cu foarte mult interes, să știți, și uneori așa, cumva, nu neapărat nostalgic, dar parcă aveam emoții când ne ascultam pe acești noi colegi ai noștri, cu excepția domnului manager cu care ne-am mai intersectat în emisiuni, unii dintre ei sunt pentru prima dată cu mine. Fiecare acest coleg a venit în Consiliul Local pentru că l-am rugat. Nu sunt oameni care să spună, domn primar, mă puși pe mine pe listă, că știi, dacă mă pui pe listă, dau și o țuică. Nu. Toți au venit în Consiliul Local pentru că i-am rugat eu. Absolut toți. Și mai sunt și ceilalți care n-au încă putut în studio. Nu sunt aici, exact. I-am ascultat cu emoție cât de bine vorbesc. Întotdeauna știam că am un discurs de leadership, dacă am fost lider de sindicat atâția ani de zile, am latura aceasta. Sânge, exact. Dar m-am uitat la fiecare cât de atent a fost la tot ceea ce a spus, la faptul că n-au explicat lucruri fără sens de dragul de a-l peria pe candidat care se află lângă dânsii și sunt convins că au făcut-o din suflet și din inimă. Sorin Cimpoca, care a avut o traumă mare și noi am mai povestit despre asta și l-a rugat să rămână alături de mine cu probleme grave de sănătate, pentru că a văzut meciul de promovare din Liga a doua, iartă-mă Sorine, poate n-ar trebui să o spun, dar sunt convins că mulți o știu, de pe un pat de spital și a rămas mai departe. Domnul doctor Vasiu, care în perioada de pandemie, atunci când nimeni nu se apropia de spital, ba chiar unii plecau. A fost acolo. N-a plecat la de altă parte. Domnule, eu sunt din Hațe, nu? Da. Mă duc la Hațe, că nu mai am nicio treabă acolo. Dar nu a plecat. A rămas acolo și a preluat atenția, a preluat șefia secției. Nimeni nu știe când fugeau de secția aceea. Pentru că nici măcar nu îndrăzneai să bați în ușă. Uitam la Simona, care n-a mai făcut politică și a venit
din dorința un tânăr, da? La PSD, că tot râdem noi cu PSD-ul, că nu mai pentru pensionari, că așa spun adversarii. Nu, pentru oameni tineri. Ați ascultat-o pe doamna dr. Bianca Fașcar, care a spus, da, oameni tineri au deschis ușa. Dânsa a mai fost consilier local, a luat pauză și acum din nou a rugat-o. Hai te rog, ajută-ne, pentru că este important ceea ce, ce arată dâns și ce CV-uri au. Domnul manager, nu mai vorbesc, m-am soțit la foarte multe emisiuni, am bătut drumurile de București pentru spitalul nostru. Doamna Maria Cristea, să știți, într-un moment complicat și pentru ea a preluat conducerea colegiului Iacu de Hunedoara. Da, oamenii aceștia, toți suntem bugetari, toți suntem plătiți de cetățeni. Dar, stimați cetățeni, lucrurile bune în Hunedoara pot continua, pentru că dacă pe mine mă cunoașteți foarte bine după atâția ani de zile, eu cred că în aceeași măsură îi cunoașteți pe mulți dintre cei de pe lista de Consiliu. Este nevoie de votul dumneavoastră. Este nevoie să ieșiți masiv la vot. Nu să spuneți, suntem prieteni cu tine, domn primar, lasă că ieși fără votul nostru. Nu, nu. Trebuie să iasă toată lumea la vot. Trebuie să ne ajutați ca Hunedoara să continue cu tot ceea ce ne-am imaginat noi, cu tot ceea ce au votat dânsii, cu tot ceea ce se află în implementare. Atât timp cât poate mă simpatizați și mă votați pe mine, votați în egală măsură lista de consilieri locali. Nu există stabilitate într-o primărie fără votul consilierilor locali. Dacă nu vom mai avea majoritate, nu va fi decât un troc politic. Politicienii asta fac. Când simt că primarul nu are majoritate, cer în numele lor, nu numele dumneavoastră. Majoritatea din consiliul local îți dă siguranță că toate proiectele sunt votate, sunt legale și sunt finanțate. Acesta este lucrul cel mai important. Din 4 în 4 ani, dumneavoastră sunteți cei care hotărâți. Oricum hotărâți în fiecare zi, pentru că în fiecare zi ne întâlnim, în fiecare zi înscrieți, în fiecare zi vorbim. Dar cu atât mai mult în 9 iunie. Votul dumneavoastră este decisiv pentru municipiul Hunedoara. Sunt convins că ceea ce ați văzut până acum, înmulțiți cu 10, înmulțiți cu 20. Și o să vedeți lucrurile într-un viitor foarte apropiat. Pentru că toți avem mândria aceea. Toți avem mândria să ne lăudăm că suntem din orașul Hunedoara. Că uite unde a ajuns din nou orașul Hunedoara. Aceasta este ambiția mea. Dacă vreți la final, să iasă lumea la vot și prin puterea votului să dați putere Partidului Social Democrat, să dați putere liste de consilieri al Partidului Social Democrat, să dați putere liste de consilieri județeni ai Partidului Social Democrat și lui Laurențiu Nistor la președinția Consiliului Județean, pentru că să nu uităm cu toții, avem un parteneriat la un cel mai înalt nivel cu Consiliul Județean. Unul dintre cele mai mari proiecte din Hunedoara, din județul Hunedoara, este construcția noului stadion de fotbal care este împreună cu Consiliul Județean. Mulțumesc tare mult pentru prezență, domnilor, doamnelor. Mult succes vă doresc în continuare și să ne revedem cu bine. Și noi vă mulțumim, să rămâne. Vă mulțumesc și dumneavoastră. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ați fost alături de noi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV, numai bine.